Polițiștii de frontieră din județul Mehedinți au identificat și reținut un autoturism de lux marca Peugeot 508, ce era semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Spania. Valoarea estimată a vehiculului se ridică la aproximativ 20.000 de euro, iar acesta a fost indisponibilizat la sediul Poliției de frontieră până la finalizarea cercetărilor necesare. Incidentul a avut loc în seara zilei de 25 septembrie 2024 în jurul orei 22:20 la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, situată în județul Mehedinți. În timpul procedurilor de control pentru ieșirea din România, un bărbat în vârstă de 59 de ani s-a prezentat la punctul de frontieră conducând autoturismul menționat, un Peugeot 508 fabricat în anul 2019. În data de 25 ianuarie 2024, ora 22:20, la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, s-a prezentat pentru controlul de frontieră pentru a ieși din țară un bărbat în vârstă de 59 de ani, conducând un autoturism marca Peugeot 508, an de fabricație 2019. La controlul de frontieră, în urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul este semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă emisă de Spania, doar cu 8 zile înainte de prezentarea în punctul de trecere. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu știa despre faptul că mașina se află în atenția autorităților. Mașina, în valoare de aproximativ 100.000 lei, a fost indisponibilizată la sediul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, iar în cauză, polițiștii de frontieră au întocmit actele de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale. Conform declarațiilor șoferului, acesta nu avea cunoștință de faptul că mașina pe care o conducea era urmărită de autoritățile din Spania. Bărbatul a menționat că a achiziționat vehiculul în bună credință și nu avea niciun motiv să creadă că ar fi implicat în vreo activitate ilegală. Având în vedere situația, polițiștii de frontieră au decis indisponibilizarea autoturismului, acesta fiind transportat la sediul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin. Valoarea vehiculului a fost estimată la aproximativ 100.000 de lei. În prezent, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire conform codului penal. Acesta presupune ascunderea unui bun despre care persoana în cauză cunoaște sau ar trebui să cunoască faptul că provine dintr-o infracțiune. Cercetările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care vehiculul a ajuns în posesia bărbatului, iar autoritățile vor dispune măsurile legale necesare la finalizarea investigațiilor.